Weekend Day de la grădinița Sfântului Ioan cel Nou din Suceava a organizat o serbare dedicată sfârșitului de an. Micuții s-au pregătit zile în șir pentru a oferi părinților o surpriză nemaipomenită. Costumați în simbolurile verii, preșcolarii au cântat, au dansat și au spus poezii, toate acestea aducând emoții în sufletele părinților și ale cadrelor didactice. Sunt momente deosebite, sunt surprize pe care le veți vedea și vreau să știți că toate activitățile care se întreprind în această unitate sunt considerate anticamere ale socializării, culturalizării și, de ce nu, integrării acestor copii pentru viața care îi așteaptă. Cei care au marcat deschiderea festivalului verii au fost fluturașii. Că ne-am pregătit, dar de mare v-am poftit să vedeți cu cânta, pe cita și apoi dansa. Totul ce se va întâmpla să ne încurcăm cumva, totodată, prichindeii au prezentat părinților o mică scenetă care a adunat ropotă de aplauze. Cucuricu! Zaul! Cine să fie? Iată, uite, o sucărie. Cine este? Spune dată ca să audă lumea toată. Ce tostici aici, frate, că te zici florile toate. Eva, așezește-te drăguță, că ești fată hărnicuță. Și pentru că vara este anotimpul florilor, mai mulți preșcolari au fost costumați în diverse culori. Am sosit, sunt bucuroasă și aduc vreme frumoasă. Flori și fluturi și verdeață și trezesc totul la viață. Păi vezi din depărtare, fiind curațele de soare și din poarta cea senină, răspândesc în jurul mine. Cred că n-am cu grâne foarte mai frumoase decât toate. Margareta mă numesc, câmpule celest, rochea mea e din petale, albe ca niște ovale. Am la milă pus gălbui, frumoasă ca mine lui și dau viață câmpului. Dansul, cântecul și muzica a fost deliciul carnavalului prezentat de micuții de la grădinița Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Copiii au lăsat pentru final un moment foarte important din copilărie. Aceștia au arătat că celebrul Bau Bau nu mai este de speriat pentru ei.